să vă probleme din cauza greutății, eu știu, cu celelalte persoane? Spuneați că se uită... Da, cum să nu? Se comportă urât cu dumneavoastră? Da. Povestea tinerei care acum încearcă să slăbească și să scape de kilogramele în plus este impresionantă. Mioara suferă de obezitate morbidă. Nu a fost întotdeauna așa. Viața ei s-a schimbat în urmă cu doar câțiva ani. A urmat un tratament pentru fertilitate. A rămas însărcinată, dar, pe lângă bucuria copilului, a apărut și problema lor în greutate. Am făcut tratament pentru a face copii și după nașterea băiatului, atunci s-a declanșat și am luat, într-o perioadă foarte scurtă, am luat foarte mult în greutate. Iar în timp de un an am rămas gravidă iară cu fetele. Mioara are acum aproape 170 de kilograme, chiar dacă a încercat cu sport, diete și diferite cure de slăbire, dar fără rezultat. A fost și la diferite clinici, dar medicii au recomandat tratament, unul care nu este compensat și pe care nu și-l poate permite. Am 3 copii, am 2 gemene de 10 ani și un băiat de 12 ani. Locuiesc la casă socială în Războieni și la serviciul de care l-avem nu-mi permit să... Fac operație la 200 și ceva de milioane care costă. Orice om își dorește ca cel de lângă el să fie văzut bine, să nu se mai uite toată lumea urât. Din cauza greutății sale se descurcă foarte greu, dar mai grav este că au apărut și problemele medicale. Are probleme la coloană, picioare și inimă, iar medicii confirmă că situația pacientei este gravă. Doamna lucrează la noi, este liftieră, are o problemă de sănătate, are obezitate. Și ne-am gândit să o ajutăm, pentru că are 3 copii în întreținere, o situație familiară mai deosebită, cu posibilități limitate, și dacă s-ar putea să putem să ajungem să operăm ca să grăsimea duce la hipertensiune, cardiomiopatii. Am înțeles că a avut și probleme și a fost internată mai multe ori. Da. Ce le transmiteți celor care ar putea să o ajute? Ce le spuneți dumneavoastră? Dacă se găsesc binevoitori să ne doneze sau să o ajute pentru a putea să o ducem într-un centru de gastroenterologie. Mioara își dorește foarte mult ca cineva să o ajute să beneficieze de un tratament într-o clinică de specialitate pentru a-și putea crește cei 3 copii și speră să scape de suferință.